Se poate să nu mai tragi de perdea? Salutare! Asta este o priveliște cu care nu prea mă încânt eu. Măricel. Este o mică orcă sub masă care se joacă cu pufulete pentru că micul meu dejun astăzi constă în aceste mizerii pe care le știți dacă sunteți din generația mea, le știți. Cei mai împuțiți pufuleți, dar cei mai gustoși, oricum parcă nu mai au gustul ăia, nu la dinainte. Și da, am și cafeaua zilei aici. O doză de cola pe care am câștigat-o la aplicație la Profi. Dar scopul acestui clip nu este să vă spun eu cu ce mă otrăvesc, ci să facem un reading vlog. Și pentru că săptămâna asta am stat foarte prost cu vlogul, în sensul că cu cititul, nu cu vlogul, cu cititul am stat foarte prost. În sensul că îmi venea greu de tot să mă apuc de carte, să termin cartea pe care am o citeam și m-a ținut în loc foarte mult și nu mi-a plăcut. Este, dacă ați văzut, este ultima carte din ultimul reading blog. Cine s-a uitat la ultimul reading blog știe. O să vorbim despre ea oricum la finalul lunii, când facem repapul. Dar mi-a fost foarte greu cu cartea, groaznic. Și pentru că am avut și niște zile mai agitate, am zis să citesc ceva funny și interesant și drăguț și mi-am adus aminte că am în bibliotecă o carte foarte hăripuită și am zis să facem și un reading vlog din ăsta de weekend. Nu știu, știți că se porta, nu știu dacă se mai poartă acele 24-hour reading vlogs care în esență aveau o premisă foarte toxică pentru că practic erau oameni care nu dormeau timp de 24 de ore ca să citească. Nu știu cum reușesc să fac chestia asta, eu nu pot să fac așa ceva. Eu știu din start că nu pot să fac așa ceva, dar ce pot să fac este să facem așa un challenge, să vedem cât pot să citesc eu în weekendul ăsta în 2 zile, că practic azi e sâmbătă. Nu știu, poate mă întind și pe luni, dar zicem așa 2 zile. Și am început cu cartea asta. Am citit foarte puțin aseară. Am citit 2 capitole pentru că era, nu știu, lene și v-am zis, n-am avut o stare prea bună. Dar astăzi am reînceput. Legends and Late. Legende și late la noi, de Travis Baldry. O carte care a făcut foarte, foarte, foarte multe furori în străinătate. Anul trecut, dacă ați fost în emisfera BookTok-ului sau BookTube-ului, știți de cartea asta și știți cât vâlvă s-a făcut pe treaba asta. Avem practic o orcă, ogre ar fi în engleză, nu orca balenă, ogre, așa, o verișoară de lui Shrek, așa, o verișoară de lui ăsta, ogre-ul ăsta mic, care își lasă viața ei în urmă, viața ei, mă rog, meseria ei, care criminal, așa, o lasă în urmă și se duce și se decide să-și deschidă o cafenea într-un sătuc sau ceva orășel unde nu se auzise niciodată de așa ceva. Ea învățând despre cafea, te rog nu dorm acasă, dacă se poate, îmi faci și mie favoarea asta? Așa, i-am dat un pufulete pentru că a trebuit să cotizez, adică să plătesc taxa de protecție, apropo. Așa, ce ziceam? I-a învățat despre cafea de la gnom, de la niște gnomi. Și când a zis gnomi, mi-am adus aminte instant de Talia din Casa din Marea Azurie. Da, și a învățat cafea de la gnomi. Despre cafea, să facă cafea și acum s-a dus și a cumpărat ceea ce înainte era un grajd sau din asta pentru cai, un grajd pentru cai și s-a apucat să-l refacă, să-l recondiționeze, numai că începe să primească niște vizite relativ dubioase și se spune, vezi, că persoana aia face parte dintr-un clan. Da, ea fiind ogre, cum v-am zis, și ne fiindu-i frică de nimeni, dar toată lumea o avertizează că voi fi tu orcă, dar stai neștită că nu le faci față lor. Așa, și ăia tot vin să-i ceară taxe de protecție acum. Și rămâne de văzut cum își face și un prieten care o ajută să recondiționeze acel staul și să-l
pună pe picioare. Și cam atât s-a întâmplat până acum. O să fie așa un reading vlog, mai stil daily vlog, o să vă iau cu mine pentru că am multe de făcut astăzi. Vreau să fac și un pic de curățenie, vreau să fac și supă de pui, care apropo este deja pe foc, este începută. Aș vrea să fac mai multe chestii în zilele astea două, să vedem ce mi iese, dar vreau să și citesc, că de-aia, să vedem, hai să vedem cât pot să citesc eu în două zile. Spuneți-mi ce citiți voi, by the way. Și dacă aș citi cartea mai ales, I need to know, I need to know. Sorry, am uitat să închid muzica, să o dau mai încet și s-ar putea să mă se supere YouTube-ul pe mine, dar încercăm și așa. Da, am avansat cu cartea, am ajuns, deci de dimineață era la capitolul 5, că am uitat să vă zic, am citit două capitole seară și am mai citit până la capitolul 5 până să vorbesc cu voi. Acum sunt la capitolul 14 și acțiunea începe să se dezvolte așa, merge relativ greuț, adică merge încet pentru că nu este o acțiune foarte puternică, ca să zic așa, nu știu, este, mi-aduce aminte de Casa din Marea Azurie, Karin. Este cam același ritm, dacă ați citit Casa din Marea Azurie. Și suntem în punctul în care Viva află cine este în spatele acelui clan mafiot care îi cerea taxe de protecție. Și a făcut o înțelegere cu persoana respectivă. Încă nu știu exact care e înțelegerea, dar da, a făcut o înțelegere cu persoana respectivă și de asemenea a crescut foarte mult business-ul ei de la o cafenelă în care nu venea nimeni în prima zi, a crescut destul de mult pentru că lucrurile au mers așa dintr-una într-alta și are o prietenă, teoretic e asistenta ei, dar îi devine prietenă, amică, cred deocamdată, care îi tot dădea idei de fă aia, mi-a propus să dea mostre gratis în prima zi sau în primele zile, astfel încât să prindă lumea gustul, pentru că ei neștiind ce este cafea, era firesc ca oamenii să fie reticenți, mă rog, oamenii, tot felul de animale și de creaturi din astea dubioase, fantastice. Le-a dat în primele zile de cafea gratis, după aceea s-a împrietenit cu un patiser special care a început să-i facă chestii de patiserie și a atras și mai mulți clienți, după aceea a descoperit ciocolata, după aceea a descoperit cafeaua rece cu gheață și tot așa, merg dintr-una într-alta și te duci așa cumva pe parcursul ei de ce probleme întâmpină, că are nevoie de ventilație, care are nevoie de un cuptor mai mare, care are nevoie de nu știu ce, de gheață constant, că așa. Dar pe partea cealaltă Viv are ceva probleme cu ceva personaje din trecutul ei și cu niște chestii pe care le-a făcut, pentru că da, nu, i-a lăsat trecutul înapoi, dar nu a lăsat tot trecutul ei în pace. Și acum să vedem ce se întâmplă, pentru că a făcut o înțelegere cu acest șef de clan, dar nu știm exact care e înțelegerea și nu știm exact până unde o să meargă. Și da, e drăguțică carte, e așa, adolescentină, ușoară, copilărească, cam la ce mă gândeam că o să fie și cam de ce aveam nevoie în perioada asta, deci numai bine, I love it. Eu acum
la modul cel mai sincer, mi-e un somn de nu mai pot. Deci plouă afară, că a început ploaia între timp, de când am vorbit cu voi. Plouă și mi-am mai făcut o cafea, mi-am reușit să-mi repar mocapodul, că ironia sorții, nu aveam cafea în timp ce citeam cartea asta, pentru că mocapodul meu nu vroia să mai colaboreze. Nu știu, de câteva zile nu mai scoate cafea, nu știu ce se întâmplă, de câteva zile îmi scotea numai cantități foarte micuți de cafea și rest nimic. Și astăzi m-a supărat pe el și am început și l-am băgat prin tot felul de substanțe până în... cred că l-am desfundat sau ceva, i-am desfundat sitelele, nu știu. Dar cert este că am mers și am mai stat și am mai citit. Și cu toate astea, acum după ce am mâncat supa, care apropo a fost delicioasă, și cu oarele mi-am amar și limba, mă ia somnul. So, o să văd. Și da, am făcut ordine pe aici, am mai pus o mașină la spălat. Două, practic, am terminat una și am pus-o pe a doua, care e în proces de facere acum. Aș mai avea treabă de făcut astăzi, dar mai aștept pe mai târziu. Mai citesc un pic și dacă mă ia somnul, spoiler alert, sigur o să mă ia somnul, așa o să dorm, fără nicio remușcare. Dar o să revin cu update pe mai pe seară, să vă zic cum e cartea. Hello, ce faceți? Ne-am mai vorbit cu voi de când... am tras acel pui de somn, care să știți că a fost surprinzător de scurt. Adică am dormit surprinzător de puțin. M-am trezit așa, puțin agitată, cred că e mai rău cu asta, nu? A? Așa, da, e mai bine așa. M-am trezit surprinzător de agitată și dacă auziți ceva pe fundal, este Maria sa prințu, care i-a declarat război perdelei din hall de acolo. Da. În seara asta a decis să o atace. Că, da. Așa. Și am terminat cartea, pentru că după ce m-am trezit, am mai făcut câteva chestiuțe foarte micuțe și am mâncat iarăși supă și după aia am citit. Și am citit și mi-am făcut cartofi copți acum, care sunt în proces de a se răci și sunt aproape gata de mâncat. Și am citit. Și asta a fost tot ce am făcut. Deci, da, am terminat cartea. Este o carte drăguțică, este o carte cutie, așa e, cumva adolescentină, dacă vreți, cu câteva elemente queer aici, dar drăguță, adică mi-a plăcut. Spre final se întâmplă ceva cu cafeneaua lui Viv, ceva ce oarecum ea simțea că s-ar putea să se întâmple și... prin puterea prieteniei și a familiei pe care și-a construit-o cu oamenii de acolo, reușește să refacă totul și să o ia de la capăt și cumva cartea asta este despre prietenie, despre acea familie pe care ți-o faci tu, despre noi începuturi. Este o carte drăgălașă, simpaticuță, dar nu mi s-a părut atât de wow cum am văzut-o descrisă, cum era unii, vai, cartea mea preferată, ceva extraordinar, mamă, mor fără cartea asta, nu știu ce. Adică e drăguță, dar nu la nivelul ăla. Și iarăși, nu știu, mi se pare puțin bizar să... ca de la o vreme încoace să tot pui personaje, adică niște oameni, că practic aceste personaje ar trebui să fie oameni, dar îi transform ca în desene animate în animații, adică pui animale în locul lor sau, mă rog, niște creaturi. Așa, mi se pare puțin bizară chestia asta. E adevărat, poate e pentru adolescenți mai mult decât pentru mine. Dar a fost drăguță, am citit-o, nu-mi pare rău că am citit-o, nu știu ce rating să-i dau. Oscilez între 3 și 4 stele, nu știu, sunt acolo undeva între 3 și 4 stele, mă mai gândesc. Și până îmi mănânc eu cartofii copți și cu salata de ceapă, bineînțeles, o să mă gândesc care e următoarea lectură, pentru că încă nu m-am decis. Dacă citesc ceva similar sau mă duc în altă direcție. Ce-o pușită, băiat.
știți ce mă irită cel mai tare când filmez aici, așa, din poziția asta? Mă irită că văd rafturile în spatele meu și sunt, par că sunt strâmbe sau așa, în funcție de unghiul în care se află camera și mă scoate din sărite. Dar hello, dragilor, am un ceai aici care stă să se macereze aici, în suc propriu. Și voiam să vă zic că mai am puțin și termin cartea asta. Aseară n-am mai făcut niciun update verbal cu voi, dar m-am apucat de cartea asta Din cer au căzut trei mere, de Narin Abgarian. Am mai auzit și varianta de Narine Abgarian, așa că nu știu care e varianta corectă. O autoare algeră. Dacă mă auziți spunând albaneză sau că vorbesc de Albania, să știți că mă refer la Algeria. Dacă creierul meu refuză cu încăpățânare să înțeleagă că e vorba de Algeria în cartea asta, nu de Albania. Așa. Da, este o carte care anul trecut cel puțin a fost foarte populară. Foarte populară. Era peste tot. Toată lumea voia să citească cartea asta și nu știu de ce, dar mie tot timpul mi-a dat un feeling așa că n-o să-mi placă. Am avut eu așa un vibe că n-o să-mi placă, dar cartea, dacă vă aduceți aminte, am luat-o de la Ildico și treaba este că era redusă, mă rog, era un preț modic și am zis, dacă tot o are, zic, hai să o iau sau am în bibliotecă, poate o să-mi vină cheful să o bifez și dacă tot e printre achizițiile proaspete, am zis să o citesc și da, mai am puțin din ea pentru că am stat destul de mult de dimineață să citesc, era frig, întuneric și beznă și zic de ce să nu stau să citesc și am citit câteva păginuțe din ea, mai bine așa, aseară am citit două capitole. Da, e o carte relativ ok, înțeleg de ce este hype-ul ăsta printre tinerii care sunt la oraș, dar eu personal, care am trăit la țară, care am avut bunici la țară, pentru mine nu e atât de wow cartea, știți? Adică că diferența culturală dintre algeri și români nu e atât de mare, oricât ar zice unii că este, nu e atât de mare, mai ales că a fost o țară ex-sovietică, nu e chiar atât de mare diferența dintre ei și noi și mai ales mentalitatea asta din într-o comunitate patriarhală și atunci nu mi se pare wow, dar pot să înțeleg că pentru tinerii care nu au trăit la țară, care n-au avut bunici la țară sau care sunt cumva născuți foarte târziu după perioada comunistă, genul ăsta de carte li se pare wow, li se pare senzațională, li se pare că efectiv este o altă lume nouă descrisă. Pentru mine nu e. Mie mi se pare că e lumea de la sat, a noastră, cu bune curele, cu bătrânii noștri. Nu știu de ce mă doare degetul. Tocmai am constatat că mă doare degetul foarte tare. Mi-ai făcut ceva. Monstru mic să joacă. Așa. Da, nu mi se pare. Stați că mi se pare că sunteți prea sus. Nu știam ce mă irită. Cred că sunteți prea sus. Așa? Parcă e mai bine. Așa. Nu, dar nu mi se pare wow, știți, cartea. Adică vorbim despre un sat uitat de lume, unde au rămas mai mult bătrâni și unde cea mai tânără membra comunității are 58 de ani. Dar nu, și mă obosește puțin perspectiva asta că avem un personaj care este în centrul atenției și care cumva ne povestește acțiunea și se tot duce înapoi. Și nu e neapărat asta o enervant, ci faptul că atunci când revine în prezent, nu-mi dau seama, adică cumva mă bulversează, nu știu, zic, what? Ce se întâmplă? Nu se leagă poveștile. Și după aia îmi dau seama că stai un pic, s-a întors înapoi în prezent și reia povestea de unde a lăsat-o înainte să se întâmple amintirea. E ok, nu e rea, dar nu, e o carte după care să zic că mor în mod deosebit. Dar o să continui să citesc. Având în vedere că este duminică, oricum, pe mine m-a apucat o criză de curățenie. Și nu vă zic că am început și am dat perdele jos și am spălat și am șters. Da, ieri am făcut ordine pe aici, am reluat totul de la zero, că de asta vorbesc de-abia acum cu voi, e vreo 12. Și am reluat totul și am dat tot la o parte, am curățat biblioteca, am făcut de-astea și acum continui cu restul. Și o să citesc mai târziu, probabil, pentru că v-am zis, criză de curățenie. Da, da, bărăbă,
cu impresii finale, cel mai probabil, și poate cu o nouă lectură sau something something. Ok, hello! Vlogul ăsta nu e foarte lung, nu e foarte extins, but oh well, e un experiment. Apropo de asta, înainte să încep să vă zic ce vreau să vă zic, dacă vă place, dați un like în primul rând. Și în al doilea rând, dați-mi idei, adică mai spuneți-mi ce vreți să mai vedeți, nu știu, poate mai facem experimente din astea cu cărțile, mai spuneți-mi, nu știu, să fac, nu știu, să citesc un anumit tip, gen de cărți într-o săptămână, să citesc, nu știu, uite, de exemplu, într-o zi, la un moment dat aveam în cap să vă cer recomandări, să-mi spuneți voi ce să citesc într-o săptămână sau să-mi spuneți cele mai... asta s-ar putea să o fac totuși odată și odată. Să-mi spuneți cărțile care nu v-au plăcut cel mai tare, care v-au enervat cel mai tare și eu să le citesc. Adică să fiu un fel de masochist, așa. Nu știu, dacă mai aveți idei din astea, dați-le, băgați-le acolo, că nu strică, că poate mai facem, adică poate se mai întâmplă. Asta, clipul de astăzi a fost un experiment, a fost așa, am încercat ceva. Pentru că v-am zis, eu nu pot, sunt ferm convinsă și conștientă că n-aș putea să fac reading challenge-ul ăla de 24 de ore, să stau în 24 de ore sau să citesc cât mai mult în 24 de ore, pentru că mi-ar bubui capul, efectiv, și aș muri. Nu pot să stau fără să dorm. Știți problema mea cu ochii și nu forțăm nota unde nu e cazul. Dar putem să facem alte chestii. Și, uite, în weekendul ăsta eu mi-aș fi dorit să mai bag măcar o carte din aia subțirică, așa, să mai citesc ceva. Dar eu zic că și două cărți este perfect ok, nu e nicio problemă, nu ne judecăm și ca întotdeauna vă spun că nu cantitatea contează, ci calitatea. Dar hai să terminăm cu Din ce rau că-ți uzut trei mere. Am terminat-o până la urmă, pentru că nu mai avem așa mult. Și da, nu pot să zic că m-a dat pe spate. În sensul că, v-am zis, eu care am crescut la țară și care am avut, nu știu, experiențele de la țară, nu mi se pare că mi-a revelat ceva extraordinar. Eu mi-am petrecut de altfel din copilărie până în prezent, eu mi-am petrecut viața printre bătrâni. Hai să ne înțelegem. Poate asta e o diferență, că vorbeam astăzi cu o prietenă și îmi zicea că nu, că ei a plăcut foarte tare, că a impresionat-o foarte mult carte. Da, nu știu, eu mi-am petrecut viața cu precădere printre bătrâni, mai ales copilăria. Eu am stat întotdeauna între oameni destul de în vârstă față de mine, întotdeauna. Și când spun întotdeauna, întotdeauna, adică cu mici excepții pe la joburile pe care le-am avut, unde aveam și subaltern sau colegi mai mici decât mine ca vârstă, cu pregătere mi-am petrecut toată viața în prezența oamenilor mult mai în vârstă decât mine. Și atunci, cumva, felul în care gândesc oamenii sau personajele în cartea asta sau lucrurile pe care le fac nu mi se par nici deosebite, nici ieșite din comun, nu mi se par că nici revelatoare, nu mi se par că sunt niște suferințe pe care să nu le mai fi întâlnit la unii dintre ei și așa mai departe. Adică nu m-a dat pe spate în sensul ăsta. N-am găsit acel lirism extraordinar din carte. Din contră, mi s-a părut că de multe ori chiar a fost tras de păr și chinuit. Da, hai să nu băgăm asta în seamă. Și legat de personajul principal, am eu o vagă senzație, prietena cu care am vorbit m-a contrazis și a zis că nu e așa, că mi se pare mie, dar am eu o vagă senzație totuși că este acel stereotip împins către ideea că femeia este împlinită numai dacă are copii. Adică să ai un personaj care la 58-60 de ani face, 59 de ani, 60, face un copil, ca o minune, mi se pare tot ideea asta, împingem ideea că tu ca femeie ești împlinită numai dacă faci copii și că vei fi recunoscută și apreciată ca femeie cu precădere dacă faci copii. Da, e bine și era bine și înainte, dar e mult mai bine acum, chiar dacă ai făcut copii la bătrânețe, știi? Adică chiar dacă copilul ăla e un copil minune și așa mai departe și... mi se pare că e forțată treaba asta, dar pot să o înțeleg că vine pe sfera
societății patriarhale în care am trăit cu toții și societății arhaice, profund patriarhale, și mi se pare că acolo, da, are sens, dar cu toate astea nu m-a impresionat povestea, știți? Adică tocmai din prisma asta, nu m-a impresionat povestea personajului principal, nu m-a dat pe spate, nu m-a fascinat, nu mi s-a părut că, nu știu, contribuie la viața mea sau la dezvoltarea mea cu ceva, nu mi-a dat teme de gândire, nu s-a întâmplat nimic. A fost o poveste a unor bătrâni țărani din Algeria, era să zic Albania, așa, și cam atât. Adică nimic diferit de ce am trăit noi în peninsula balcanică sub ocupare comunistă, știți? Nu mi se pare că așa. Da, pentru cineva care este foarte tânăr, care n-a avut bunici la țară, care n-a avut bunici sau părinți care să fi trăit în comunism, pare ceva fantasy, pare ceva wow, pare ceva extraordinar, pare up, așa. Iarăși, partea de realism magic, nu prea am văzut-o, mă iertați, unde e realismul magic? Că au avut câțiva niște vise, că a făcut ea copil la bătrânețe, că cumnatul, viitorul ei cumnat avea niște premoniții, asta nu mi se pare elemente de realism magic, îmi pare rău. Adică, nu, astea mi se par chestii chiar curente cu care ne confruntăm noi, în mod normal, adică nu e ceva deosebit. Așa că, da, pentru mine n-a fost așa senzațională cartea asta, cum de altfel am prevăzut. Adică îmi pare rău, dar am plecat cu o prejudecată față de cartea asta și cumva mi s-a adeverit sentimentul ăla că nu o să mă dea pe spate, că nu o să fie atât de wow și că cumva hiper hype-ul ăla care a fost cu cartea asta anul trecut a fost și pe fondul faptului că oamenii nu mai sunt atât de obișnuiți cu tipologia asta de societate. Este cam același lucru cu, încercam să fac o paralelă cu cărțile bazate pe povești din Orientul Mijlociu. Eu studiind foarte mult la facultate treaba asta și situația din Orientul Mijlociu și statele de acolo și conflictul, și mi-am dat licența exact pe conflictul dintre Israel și Palestina și... Așa, și studiind foarte mult regiunea aia, sunt sătulă de poveștilele, dar pentru cineva care nu cunoaște cultura, care nu s-a interesat niciodată, n-a avut contact cu cultura respectivă, cu cultura arabă, cu conflictele de acolo, cu istoria lor și așa mai departe, pare fascinant și pot să înțeleg aspectul ăsta. Adică nu vă gândiți că condamn pe cei care ridică în slăv cărțile alea sau cartea asta și că eu sunt mai grozavă, pentru că mie nu mi se par așa senzaționale, fiindcă eu am citit despre ele și știam dinainte despre lucrurile astea. Nu, sub nicio formă. Fiecare are dreptul la experiența lui și are dreptul la a interpreta cum consideră un anumit lucru și mai ales o carte, dar vreau să zic că e cumva același lucru. Eu sunt supra-saturată de subiect, și de al doilea război mondial, iarăși un alt subiect de care sunt până peste cam nu mai pot, deci mai ales cu ce s-a întâmplat în lagăre și cu nazismul și cu exterminare evreilor, eu nu mai pot, știți? Tocmai pentru că le-am studiat atât de mult și pentru că le-am tocit ani de zile, nu mai pot cu ele. Da, am ajuns la supra-saturație, dar pot să înțeleg că pentru alte persoane care n-au avut nici un pic de contact sau au avut un contact minim prin media și așa mai departe, sau puțin pe la școală, da, poate reprezenta un subiect sau niște subiecte senzaționale și sunt perfect de acord și este foarte ok să fie așa și go ahead, go bananas, cum s-ar zice, dar pentru mine subiectele alea sunt supra-saturate, sunt super sătulă de ele și de-aia mă și feresc. Vedeți că, nu știu dacă ați sesizat, dar ocolesc tot ce are legătură cu al doilea război mondial, tot ce are legătură cu lumea arabă și zona aia Orientului Mijlociu, adică mă feresc foarte tare și de autori, chiar dacă scriu ficțiune sau nu mai vorbim de cărți chiar inspirate de acolo, din zona respectivă. Bun, deci am conchis cu 3 stele pentru ambele. Da, și 3 stele aici, 3 stele aici, pare rău, atâta s-a pătut, dar mă bucur că am trecut printre cele două cărți, pentru că de ce nu? Adică nu-i rău, e
bine și e frumos și why not? De asemenea, am început o carte, cât mi-am făcut unghiile acum, că mi-am făcut unghiile în seara asta, și cât mi-am făcut unghiile am început o carte audio, că am dat de ea pe YouTube și zic, ia mă, ce zic că sună. Îi zice The Art of Thinking Clearly, de un autor ceva de care n-am auzit în viața vieții mele și care pare să fie ceva nemț, de prin Nemția de acolo. Nu știu cum e, am ascultat numai introducerea și după aia am dat drumul la freză și zic că nu o să funcționeze treaba asta, dar o să continui cu cartea și cel mai probabil, nu știu, într-un clip viitor cu cărți sau într-un wrap-up sau ceva, o să vă vorbesc și despre cartea aia, dacă să știți așa că am mai început o carte audio. V-am zis, mi-aș fi dorit să citesc un pic mai mult, măcar încă una din asta subțirică, să fie inserat așa, dar pe de altă parte stau și mă gândesc că nici nu-i bine să mă obosesc prea tare, pentru că am și făcut o grămadă de chestii. Astăzi am avut mai mult chestii administrative de făcut, de aia nu, deși duminică, da, dar am avut mai mult chestii administrative de făcut și de aia nu m-am concentrat pe citiri, că poate mai citeam măcar o jumătate de carte din asta subțire, dar pentru că am avut chestii de făcut și am stat și pe la laptop și am mai făcut alte lucruri și am fost și destul de agitată, am zis să o lăsăm așa. Bun, deci, revin cu rugămintea. Să-mi spuneți dacă aveți alte idei, ce ați vrea să mai fac, ce clipuri ați vrea să mai fac, și ca paranteză puteți să-mi ziceți în general alte idei de clipuri, pentru că jur că sunt foarte bulversată, dar discutăm altă dată. Și spuneți-mi de asemenea dacă ați citit ceva weekendul ăsta, dacă nu, nu e nicio problemă, mai aveți timp să vă refaceți, să vă reveniți și să, pe parcursul săptămânii sau weekendul viitor. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat, noi ne vedem în următorul clip.